Doamnelor și domnilor, ne apropiem încet de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Ultimii trei cântăreți. Costel Popa. Pentru mine este o persoană care știe unde este locul, nu le aranjează niciodată pe nimeni și încearcă cu pasioși să pătrundă lumea cântecului popular. Parcă mă văd pe mine în anii tinereții când încercam la fel ca el să pătrundă tainele acestei meserii. Costel are un glas frumos care promite, declarat despre solist, interpreta Nineta Popa Ionescu. Costel a terminat facultatea de geologie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și masteratul pe domeniul valorificării gazelor naturale la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Însă muzica populară reprezintă principalul său cel în viață. Costel Popa. Vreau lângă Dumnezeu.
așa și parcă o simt și de tot mai tare oameni, încercăm să ne stăpânim și să dăm ce avem mai bun, să lăsăm deoparte răceala, să lăsăm deoparte gândurile, să lăsăm deoparte totul și să vă facem pe dumneavoastră să simțiți ceea ce ar trebui să simțim în fiecare zi, și anume astăzi, prin acest spectacol, dragostea și iubirea pe care ne-o poartă Dumnezeu în fiecare zi. Să știți că am învățat de la viață, pot spune că am trecut prin viață prin multe, am 30 de ani, fac 31. Mulțumesc. Și Dumnezeu mi-a dat de toate. La fel ca dumneavoastră tuturor, și bune și rele. Dar am învățat ceva. Și anume că este foarte important, în primul rând, să urmăm cea mai importantă poruncă pe care Iisus însuși ne-a dat-o, și anume să ne iubim, iubirea. Și apoi, dacă vrem să fim sănătoși, pentru că la urmă urmei, de unde vin toate cazurile și problemele? Vin de pe urma păcatelor. Și ce trebuie să facem? Să iertăm. Să iertăm, să ne debarasăm de toate, să lăsăm deoparte toată ura, pentru că spunea cineva odată, și cu iertarea asta cum este? A urâ, trebuie să urăști în fiecare zi. Așa este, în fiecare zi trebuie să urăști. A ierta trebuie să ierți doar odată. Și dacă ai iertat doar odată, înseamnă că ești liber și ești tu însuți. Iertați și iubiți, asta vă spunem noi acum. Suferința lui Iisus, mântuire mi-a adus, mântuire, vindecare și cu Tatăl împăcare. O să-mi
Suie crucea sus pe deal, cade jos se scoală trupul lui e numai sânge, inima la toți le-o plânge, iar femeile plâng, dar în zadar. Trupul lui e numai sânge, inima la toți le-o plânge, iar femeile plâng, dar în zadar. Suferința i-a fost grea, pe crucea din Golgota, chinuit strigă mie sete, ei au dat oțet și fiere. Vai ce grea i-a fost durerea, vai ce grea. Chinuit strigă mie sete, mă bucur că v-am reîntâlnit și, dragii mei, vă doresc tot binele din lume. Multă sănătate și Doamne ajută să ne vedem tot așa de fiecare dată. Mulțumesc!